regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. 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 Lasvegas.ro.
regulile tale exclusiv pe lasvegas.ro. 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 Bună seara, dragii noștri! Ne bucurăm astăzi să fim gazdele unui show extraordinar marca RXF. Totodată vreau să vă amintesc că sunteți în direct pe canalul de YouTube, TikTok și alături de noi pe canalele de Instagram, Facebook și orice sursă media, pentru că astăzi are loc gala Next Fighter. Amintim totodată la începutul emisiunii sponsorul principal Las Vegas și alături de mine, după cum obișnuiesc să-l prezint la fiecare ediție a emisiunii Fight Club, preamăritul, preafericitul, luptător și fost luptător, Ionuța Todiresei. Bună seara, dragul meu! Bună seara, bine te-am găsit! Avem o ediție specială și incendiară totodată în această seară. Suntem alături de doi invitați surpriză, deși i-a văzut, pentru că m-am uitat pe monitorul de control și am văzut că cei operatori au luat cadrul larg și s-au văzut așa puțin invitații, dar hai să-i prezentăm. Îl voi prezenta pe primul invitat, domnul Amato Zaharia. Bună seara, domnule Amato, bine ați venit la noi în platou. Bună seara, bine ați
venit. I-aș spune eu o legendă. Pentru invitație. Cu mare plăcere. Nu sunt cuvintele prea mari de laudă, pentru că dați-mi voie să vă spun, de-a lungul timpului, la evenimentele pe care am avut ocazia să le moderez, am amintit cei care sunt astăzi antrenori, le-aș spune eu și profesori, de dumneavoastră și poate, de ce nu, colegi de breazlă. Cum și eu amintesc de mumia lui Tutankhamon la un moment dat, adică cam la modul ăla. Nu cred că e cazul, pentru că întotdeauna au lucruri frumoase să spună despre dumneavoastră. Iar în stânga mea, dreapta dumneavoastră, dragilor, promotorul Eric Steff. O bucurie să-l avem din nou în platoul emisiunii în această seară, pe Sebastian Vieru. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara și bine ai venit. Suntem gata, pregătiți de Next Fighter, un proiect drag mie, care de mult timp am ținut să-l facem. Și cred că o să avem o seară foarte interesantă. Cam câte mesaje au fost trimise pe rețelele de socializare ale Eric Steff-ului? A fost sute, printre mii chiar, care au venit, care toată lumea vrea să lupte. Ne-a fost foarte greu să-i alegem pe cei șase, întrucât și după ce a fost selectat, lumea încă se mai înscria și dorea să mai lupte. Am avut foarte multe mesaje, cât și, ai văzut, că și tu, Bănesc, ai primit direct. Am primit eu 10 de mesaje și tot îi redirecționam către platformele de socializare, da, ale Eric. Lumea este interesată, se pare că oamenii vor să se dezlipească de ecranul monitorului și să intre în cușca noastră și să vadă fiecare ce poate să facă și de ce nu să devină următorii stari în Eric Steff. Cum ați reușit din câteva sute să extrageți doar 6? Cum am și spus, asta a fost foarte greu. Am avut un sistem destul de simplu, de altfel. Am cerut fanilor să facă un video, da, care să-l încarce pe TikTok, care trebuia să pună un hashtag special, care era pentru acest eveniment. Și care video prindea mai bine? Mult, care prindea cele mai multe vizualizări, care de altfel reușeam să vedem că interacționează mai mult cu publicul, aceia au fost aleși. Să amintim că au avut posibilitatea de a intra în această gală doar cei care aveau vârsta împlinită de 18 ani, pentru că am mai primit propuneri, chiar și pe paginile noastre de Instagram, foarte mulți doritori. Din păcate nu a fost cu rea voință, însă acestea au fost criteriile de selecție. Domnule Amato, ați organizat prima gală de MMA din România, la Circul Globus, dacă mi-amintesc bine aminte, cu foarte mulți ani în urmă, nu mai știu exact prin cei care luptau astăzi erau născuți atunci. Exact. Cam așa, da. Cum vedeți acest proiect? Mie mi se pare senzațional. Eu cu Sebi Vieru am vorbit înainte să demareze proiectul și chiar îmi spunea să vedeți acum mesaje negative la adresa acestui proiect. Și eu am spus, asta este mesaj, întotdeauna vor fi pro și contra, mergi înainte și istoria a dovedit că a făcut un lucru bun atât în formatul vechi cât și în formatul nou. Sebi Vieru este un profesionist, iar din punctul meu de vedere, faptul că promovează sportul în rândul tinerilor este ceva fantastic. Cei 6 luptători pe care îi vedem astăzi, în loc să stea la tabletă și în spatele tastaturii pe TikTok sau pe YouTube sau pe ce mai stau ei, iată că intră în cușcă și s-au și pregătit. Au ajuns și la sala de sport. Da, eu am vorbit cu câțiva antrenori, l-amintesc aici pe Claudiu Bădoi, pe Osman Claudiu și cu siguranță mai sunt și alții. Săli la care acești copii care se bat astăzi, copii pentru mine, tineri pentru ceilalți, s-au dus și s-au pregătit. Adică faptul că ei au plecat din zona lor de confort și s-au dus într-o sală de sport este un lucru senzațional și poate să fie un impuls și pentru ceilalți care îi urmăresc. Pe de o parte, pe de altă parte, este important să știm că una este să vorbim despre luptă și alta clar, este să intri în focul luptei. Și iată că ei, uite, fie și pentru simplul fapt, simplu motiv că intră în cușcă astăzi, merită tot respectul. Vizualizai, Sebastian Vieru, că într-un timp atât de scurt acest concept Eric Steff să ia o așa mare amploare? Da, chiar am crezut în acest sistem și acest proiect. Eu împreună cu asociații mei am considera că acesta este noul pas pentru dezvoltarea sportului, întrucât sportul de profesioniști este într-o stagnare în momentul de față, întrucât când am început și domnul Amato, la fel când am reluat și noi, am avut un număr destul de mare de sportivi, iar acum numărul acesta este în scădere. Și prin acest proiect al nostru reușim să readucem copiii în sală, să le arătăm și să aducem în mainstream acest sport. Deci este un lucru,
zic eu, favorabil sportului de contact, favorabil MMA-ului din România. Și uite așa, cum am și spus, se vede că românii vor să facă sport. Povestește-ne puțin de ce se întâmplă în seara asta aici. Cei șase vor lupta, vor fi trei meciuri, cei șase aleși, iar noi din cei șase vom alege doi care vor merge mai departe. Da, deci scopul acestor gale, că nu este singulară această gală și vor mai fi mai multe de-a lungul anului care urmează, este să descoperim noi staruri, vreau să zic, sau noi nu neapărat vedete, dar noi personaje în domeniul acesta. Așa nume vedem în seara asta pe Donald, cum îi tot spunem noi, care este foarte viral pe partea de TikTok. Noi dorim să aducem acești oameni, da, și să-i ducem mai departe. Adică în momentul în care ei vin și dovedesc că pot să facă față în cușcă și pot să facă neapărat performanță, ci pot să lupte. Să facă show până la urmă. Exact, pentru că într-un final noi suntem într-un domeniu de showbiz. Da? Adică că noi, este un showbiz despre luptă. Da, este o poveste. Și dacă noi reușim să povestim mai departe către publicul nostru și ei pot să dea mai departe povestea lor, aici acesta este scopul. Ce părere aveți, domnule Amato, despre curajul pe care îl arată acești tineri și copii, cum le-ați spus dumneavoastră? Eu aș vrea să-l completez puțin pe Sebi. Promovarea artelor marțiale mixte, a MMA-ului, așa cum este cunoscut popular, este fantastică, inclusiv prin acest tip de gale. Pentru că noi trebuie să recunoaștem că cei care se uită la sportivii consacrați, la campionii adevărați, sunt un număr relativ mic, comparativ cu numărul uriaș de copii, de tineri, persoane de toate vârstele, care stau pe astfel de rețele de socializare și se uită la cu totul altceva decât la sport. Ei bine, această promovare a artelor marțiale mixte, a MMA-ului, inclusiv în rândul acestor oameni care nu sunt consumatori de sport propriu-zis, este fantastic, inclusiv ca promovare a acestui sport în România și nu numai, pentru că am văzut și pe plan internațional că sunt trenduri în acest sens. În ceea ce privește cei care luptă astăzi, am văzut numele, m-am uitat pe afișele foarte frumos făcute. Mi-aș fi dorit și eu acum vreo 20 de ani să am ideea asta, să fac niște afișe atât de profesioniste. Adică ei intră cu un suflu cumva nou, foarte frumos colorat. Și știu eu, notorietatea de care se vor bucura pe urmă va fi una benefică lor, indiferent dacă pierd sau câștig meci. Aici nu este vorba chiar și în seara asta despre cine învinge. În seara aceasta va învinge sportul în general și în special artele marțiale mixte. Tocmai din cauza asta vom avea un regulament mai special. Sebi, poți să ne vorbești puțin despre regulament? Este unul mai soft, ca să zicem așa. Vom avea trei runde de câte 2 minute. În care ei vor avea și o pauză de un minut jumătate în funcție de cum îi vedem obosiți sau odihniți, iar dacă reușesc să ducă cele 3 runde, nu vom avea un câștigător, pentru că înseamnă că amândoi au câștigat. Din punctul nostru de vedere, oricum toți cei 6 care intră în această cușcă sunt câștigători. Încă o întrebare mai am legată de cei 2 pe care îi vom selecta în această seară. Ei se vor lupta între ei gala următoare? Da, noi vom selecta cei mai spectaculoși și băieții care reușesc să transmită către public inima și dorința lor de a fi. Poate să fie un rematch sau poate să fie meciuri diferite? Poate să fie un rematch, poate să fie mai multe. Putem avea mai multe variante din cele 6 care putem să-i avem. Și ei vor lupta în deschiderea galei din pe 21 februarie. Dar ce se va întâmpla dacă vom alege, de exemplu, unul dintre Mincu Alex și Ștefan Banea, care sunt în primul meci și au 60 ceva de kilograme, să lupte, de exemplu, cu Răzvan Bârzu, care are 100. După Donald. Cum știi, noi avem un sistem destul de open weight, da? Și eu zic că hai să vedem. Dacă noi considerăm că va face față, exact, dacă noi considerăm că va face față unul la 60 ceva de kilograme, da, așa este, unuia așa este, de 100. Să vedem care dintre eu cum mizez pe meciul ultim meci, că acolo cred că vom avea un meci, o revanșă. Dintre Bârzu și Crăciun. Da. Eu acolo mizez. Adrian Crăciun, Răzvan Bârzu. Ai avut de-a lungul timpului, Sebastian, scuză-mă, eu nu ți-am luat cuvântul? Tot timpul e cuvântul. Tot timpul. Așa sunt fetele, hai fiți și voi mai pardonabili în seara asta, să zic așa. Voiam să te întreb dacă de-a lungul timpului ai avut surprize în cușcă, să zicem că poate
avea șanse mult mai mari, un luptător, unul mai bine pregătit și s-a întâmplat să domnul câștige celălalt. Domnul Amato și eu nu știu foarte bine. Cușca e mereu surprinzătoare. Deci, de multe ori pariez pe cineva sau crezi că mergi la sigur cu un câștigător și în cușcă lucrurile se schimbă. Ca aici, și ringul, ca și ringul. Ca și ringul, exact. Și în combate, și... de obicei... Da, da. Nu tot timpul favoritul va câștiga. Acum ca că este, acum că este Ionuț, colegul nostru de platou, cine ar fi dat vreo șansă atunci când lupta el? Adică dacă îl vedeai clar. 1,20 m și 45 de kg învrăcat cu tot rucsacul de armată. 1,62, da. Hai, eram ce... copil la 1,20. Cine ar fi dat șanse și a fost un luptător redutabil și a făcut multe surprize de-a lungul anilor. Inima contează și eu vreau să văd asta că, dorim să-l vedem și că acum. Cei care intră în seara asta în cușcă vreau să arate că au inimă de războinic. Asta e cel mai important. Și am observat că așa poți ajunge cel mai ușor la inimile oamenilor luptând cu inima. Și dorindu-ți să mergi mai de departe. Deci, la cei care urcă în cușcă în perioada aceasta în RXF, care mulți dintre ei sunt debutanți, tot timpul le spun condiția fizică și inima va câștiga meciurile. Pentru că n-au timp într-o lună, în patru luni, exact. Să dobândească exact. Skill-uri sau tehnici noi. Și atunci, de cele mai multe ori, ei se vor întoarce la setările de bază, ca să zic așa, și clar. Ce și-aduc aminte, ce nu și-aduc aminte, dar inima va fi cea care câștigă. Și pentru ce să vadă meciurile cu Zani Dache. Da, exact. Da. Care deci, au fost uite, senzaționale. Chiar exact, a fost un meci senzațional. Meciurile cele mai spectaculoase. A luptat Gheboasă, care avea 16 kg peste exact. El și uite că a reușit să-l dovedească. Exact. Într-adevăr, cu puțină tehnică la sol, pentru că sigur, acolo cu tehnică, a luat spatele, dar cu multă a fost o ștrangulare destul de tehnică, dar și cu multă inimă. Da. Foarte, foarte interesant. Eu abia aștept să-i văd pe băieți la treabă. Noi vom comenta de aici din platoul Fight Club. Lavinia, poți să comentezi și tu, să spui ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut. Să știi că m-am simțit puțin prozimă, să nu-mi mai întrebi colegul acum și te ascultam cu maximă poți precizie. Poți să ne dai și tu detalii tehnice aici, ce se întâmplă. Nu cred că vi-o pot lua înainte, dar și pentru mine, cum a spus și domnul Amato puțin mai devreme, până la urmă sunt tineri și eu mă simt tot așa pe urmele voastre și am învățat de la voi. Este un lucru spectaculos faptul că sunt aici. Am fost deseori întrebată cum am trecut de la o rubrică la cealaltă. Sunt onorată să pot face parte din acest staff RXF în care pot vorbi cu inima deschisă despre tot ce se întâmplă aici și invitații noștri. Și vreau, dacă tot am ocazia acum, alături de cei care ne urmăresc pe YouTube, pe canalul RXF, să le reamintesc că Marea Gală RXF 43 va avea loc în 21 februarie 2023. Într-o sală mult mai mare, cu un public mult mai numeros, deci vor fi puse la vânzare mai multe bilete. Nu mai întrebați de bilete pentru că ele deja nu au fost puse în vânzare, se va face public și se va anunța pe toate rețelele de socializare. Vom anunța public momentul în care aceste biletele la locație vor fi puse în vânzare, la fel vom avea o perioadă foarte limitată pe care se vor vinde acestea. Mare parte din galele noastre RXF vor fi pe sistemul pay-per-view. De asemenea, vreau să amintesc faptul că se pot paria pe aceste meciuri care sunt din seara aceasta, da. Cât și pe cele de pe 21 februarie, care sunt deja exact pe lasvegas.ro. Și de asemenea, foarte important este să fiți aproape de noi, de tot ce înseamnă YouTube-ul nostru, de social media, pentru că facem foarte des anunțuri cu privire la momentele care urmează să punem în vânzare biletele, meciurile care urmează să fie puse spre a se paria și propuneri de meciuri care urmează să le avem. Când va fi următoarea conferință de presă? Pentru că multă lume m-a întrebat. În discuție va fi undeva la jumătatea lunii decembrie, în care până atunci sper să anunțăm încă două meciuri. Foarte tare! Suntem pe drumul în care noi ne dorim undeva la 8-9 meciuri la gala următoare să avem, în care să anunțăm și poate și un nume foarte, foarte important. Sunt convinsă că așa se va întâmpla, dragilor, după cum v-am obișnuit, surprizele nu încetează să apară, așa că emoționați sau nu, aflăm în minutele următoare de la colega mea, Daniela Mireanu. Daniela, ai legătura și așteptăm și noi cu inima deschisă interviul. Bun găsit, dragilor, să știți că mai este foarte puțin până când vor începe meciurile, așadar eu m-am gândit să adun câteva dintre vedetele care au sosit cu noi la gală, iar printre ei se află și George Zănoagă, cel care va intra în cușcă în gala cu numărul 43. Bun găsit! 21 februarie, bine v-am găsit și eu. Ce faci? Ai venit să-i vezi pe băieți, așa, premergător? Am venit să-i susțin pe băieții care se bat acum la Nest Fighter și chiar sunt curios să văd ce cunoștințe au în domeniu.
Tu ai ceva experiență în domeniul ăsta, așadar poți să-ți dai cu părerea, nu? Pot spune că da, sunt unul dintre cei care au experiență. Așa, atât cât am, cred că pot să dau un verdict la meciul care urmează acum. I-ai urmărit, ai văzut așa cam ce poate fiecare? Ai vreun favorit? Am făcut puțin sparing cu un băiat care se bate și el în seara asta. Sâmbătă a fost la o sală unde mă antrenez eu acolo, am dat de el și cred, chiar cred în el. O să-i mai strig eu așa de la colț, unul, două indicații, știi? Cum îl cheamă? Adrian Crăciun. Adrian Crăciun, da, el e ultimul meci, nu? Ultimul meci, are șanse? La cum l-am văzut eu la antrenamente, da, dar nu știu adversarul, nu-l cunosc pe adversar ca să mă pot pronunța. Pentru tine ai emoții pentru gala din 21 februarie? Pentru mine am emoții, cum să spun eu, adică emoții la modul să nu dezamăgesc pe cei din jurul meu și familia mea și cei care cred de mine. În rest, emoții pentru meci nu am. Nu mi-este frică de luptă, știu în ce m-am băgat și sunt sigur că voi câștiga. Dar ai un adversar pe măsură? Păi cred că este cel mai de măsură din toată gala, nu? Adică nu cred că au mai fost alții până acum și Raul Dan chiar este un băiat care cunoaște tainele acestui sport. Dar eu sunt sigur că o să-l dovedesc. Raul, pe 21 februarie... O să-ți fur curentul. Am văzut că ați început să vă transmiteți mesaje așa în mediul online, pe TikTok, pe Instagram. Da. L-a deranjat pe la un moment dat niște la interviu. Am făcut un interviu live, l-au deranjat pe niște chestii și de acolo văd că a început așa ușor să dea în mine un virtual. Nu prea ești genul așa. Păi nu, sunt eu mai mult pe Caterin, că și e la mine chestia este că aștept să vină meciul, nu vreau să mă pronunț dinainte, nu vreau să vorbesc dinainte ca să iau după aia. Stai, domne, că ai zis că îl faci, că îl drești, că nu știu ce. Îmi văd de treaba mea, de antrenamente, cu zâmbet pe buze și aștept pe 21 februarie să-i rup capul. Zahara? Nu, Zahara este aici. Zahara este aici și aici și cu siguranță voi câștiga. George, îți mulțumim tare mult că ai fost, că ești alături de noi și te lăsăm să ne bucurăm de spectacol. Hai să vedem că crește adrenalina în mine. X-Fighter, pentru că câștigătorii, doi din această seară, vor vedea... Veni în gala mare, nu? Bun, super. Ce mai bun să câștige? Să ne bucurăm de spectacol. Revin la voi. Mulțumim, Daniela. Așa este, am revenit în platou alături de Sebastian Vieru și domnul Amato. În minutele care urmează ne vom bucura de primul meci. Până atunci vreau să-i mulțumesc colegii mele și totodată lui George Zănoagă, care ne-a oferit câteva detalii, după cum ați văzut, și frumos din partea lui că a fost imparțial și a zis cel mai bun să câștige. Exact. Domnule Amato, cum vedeți luptele în seara asta? Cum credeți că se vor termina, la puncte sau prin knockout? Tu știi bine că nouă ne plac knockout-urile și finalizările înainte de limită, dacă s-ar putea. Nu știu, nu i-am văzut pe băieți lucrând înainte, nu pot să-mi dau cu părerea deocamdată, dar dacă atunci când va începe meciul, în primele 30-40 de secunde, vom ști. Asta în cazul în care nu se termină meciul în alea 30-40 de secunde, că atunci o să știm sigur. Nu știu de ce, dar am un feeling că toate trei se vor termina înainte de limită, nu știu dacă se va duce vreun meci la decizie. M-aș bucura mult pentru frumusețea galei, asta este. Pentru asta am venit aici, nu, să vedem knockout-uri și... Mă rog, finalizări, nu știu dacă... Da, ne îndoim vom să vedea, vom avea pe atât de finalizări. Da, măcar așa știu eu, o smetie din fundul curții, o perversă de la Târgu Ocna ca să-l... Trebuie să-i dăm legătura. Dragii lui Mike. Dragii mei, m-au cuprins emoțiile pentru că va urma meciul, primul meci, însă până atunci vreau să vă spun că e o oportunitate extraordinară pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, să vedeți aceste meciuri pe canalul de YouTube Erixef, să vă bucurați de ele și chiar pe site-ul oficial, dar până atunci trebuie să ne încărcăm bateriile pentru a urmări această gală Next Fighter și revenim aici după o scurtă pauză de publicitate.
Good evening, ladies and gentlemen! Bună seara, doamnelor și domnilor, dragi iubitori al sportului de combat! Bine ați venit la prima ediție de Next Fighters! În urma aplicațiilor voastre pe site-ul rxf.ro am selectat 6 luptători. În această noapte, cei mai spectaculoși și cei mai puternici vor fi calificați în gala RXF de pe 21 februarie. Înainte să începem această gala, aș dori să mulțumim partenerul nostru principal, Las Vegas, fără de care acest show nu ar fi fost posibil. And now, ladies and gentlemen, are you ready for Next Fighters? Prima luptă din această noapte, ladies and gentlemen, aș dori în aplauzele voastre să-l chem în această cușcă pe Ștefan Banea! M-a făcut cioban și o să-i arăt în ring ciobăneasca și de care sigur va fugi. Pregătește-te bine, antrenează-te și nu fugi, o să te distrug. Ne vedem pe 28. Crescut, să arăți din ce ești făcut. A venit momentul să știi oare cât de tare poți fi. Hai, arată că poți, lasă-i mască pe toți și lovește să leșine pe cot. Trimite-i la casat ca pe niște rafle la remat, să înțeleagă că au intrat pe teren minat. Ai talent, trebuie să porți covana. Știu cum e luăm capana americana. Schimbă panorama, nu ai ce să pierzi, mai ales când ai ceva în care să crezi. Trage în țeapă, frate, la fel ca te pești, ca să făcă ADN-ul pe preș, să iasă cash. Cineva vă rog să rostească sume, că băiatul meu e ho- Colțul roșu involuntar. În aplauzele voastre pentru Alexandru Minco. Vă rog să mă susțineți în număr cât mai mare. O să fac cel mai frumos meci din această gală, pentru a dovedi lumii din jurul meu și celor apropiați că pot mai mult decât credei. Îl împachetez și îl trimit la Sibiu. Ladies and gentlemen, avem pentru voi face to face Ștefan Banea versus Alexandru Mincu. Vreau luptă corectă. Și regulile sunt așa: cei care vor rezista până la finalul luptei, fără să fie pus jos, cei care vor sta în picioare până la finalul celor trei runde, amândoi vor fi câștigători. Deci acest match nu câștigă doar unul, există șansa să câștige amândoi. Deci este foarte simplu. Amândoi în picioare până la final, amândoi vor câștiga. Dacă doar unul rămâne, doar unul va câștiga. Are you ready? Let's see the next fighter. Cu benzile albastre pe mănuși a început lupta. Wow! Oho. Wow! Se pare că Mincu... Probabil pe fond emoțional poate să fie și s-a aruncat Banea foarte tare pe el. Mincu văd că a pus un frontal foarte bun. Lovește foarte puternic. Vrea să dea prea tare și nu cred că e o soluție bună. Lovește foarte corect, l-a amețit, wow, wow, se pare că vom avea parte de un knockout. Să vedem pe Banea cum va face față. Abia rezistă în picioare Ștefan Banea. Mi-amintesc bine, Ionuț, din cadrul emisiunii Fight Club, dacă nu mă înșel, chiar s-a exprimat puțin mai...
poate. Iau o pozalarie, a oprit meciul foarte bine. La și eu din apel. Ca să nu existe niciun fel de dubiu, niciun fel de discuție ulterioară. Da, se pare că adrenalina încă este în Alex Mișcă trebuie să stea botolit, nu este cazul. În colțul lui Alex Mincu a fost Osman Claudiu, luptător de Muay Thai, un antrenor foarte bun, iar în colțul lui Ștefan Banea, Claudiu Bădoi, prințul. E o diferență de greutate, deși Ștefan Banea a fost mai greu. 15 kg, dacă nu mă înșel. Nu, vreo 7-8 kg mai mare Ștefan Banea. A fost doborât, să spunem așa, de Mincu cu acele lovituri. Îmi amintesc că în emisiune a spus, dacă nu mă înșel, că a făcut A făcut ceva kickbox. Da, antrenament. Și eu l-am văzut pe rețele de socializare că s-a mișcat destul de bine la sală Ștefan Mincu. Încă mai are un pic de adrenalină în el, vedem. Alex Mincu. Alex Mincu se mișcă. Și prin acest tip de exteriorizare îți dai seama că nu sunt luptători... Nu sunt luptători profesioniști, consacrați și cu experiență multă în domeniu. Adrenalina, emoția și a spus cuvântul. A încasat câteva lovituri. A avut o reacție puțin de sperietură aici, dacă nu mă înșel. Da, păi... Pentru începutori, pentru debutanți, nu este foarte plăcut să fie lovit, nu pentru, nici pentru profesioniști, dar apoi pentru ei care nu sunt obișnuiți cu aceste lovituri. Păi spunea Mike Tyson, care era profesionist, toți au un plan până la primul pumn. Cam așa s-a întâmplat și aici în cușcă. Bănuiesc că și Ștefan Bane avea un plan. La fel și cu Ștefan, a avut și el planul lui. Se pare că a intrat foarte puternic în meci. Hai să vedem anunțul. În aplauzele voastre! Pentru colțul roșu, Alexandru Mincu! Felicitări și din partea noastră! Yes, sir. De asemenea, felicitări pentru Ștefan Banea, că a avut curajul să intre în această cușcă. Îți trebuie, într-adevăr, mult curaj să intre în această cușcă. Trust me, you need a lot of balls for that. Felicitări, Alexandru Mincu! Ștefane, gleznele astea au ajuns în gura ta. Ai terminat foarte rapid acest meci și el a intrat foarte puternic în meciul ăsta, s-a aruncat așa cu toată forța. I-am zis că... Da, mă așteptam pentru că era mai mare decât mine și eram convins că o să încerce să mă duc la sol. Am știut, mi-am făcut planul de bătaie de acasă, mă așteptam să facă treaba asta și uitați, am câștigat în prima rundă. Te vezi și în gala din 21 februarie? Cu siguranță. Cu siguranță. V-a plăcut? N-aud! Felicitări! Mulțumim și poate ne vedem și în gala acum în 43. Mulțumesc! Doamne ajută! Înapoi la voi! Mulțumim, Daniela! Felicitări și din partea noastră! Am să-i dau cuvântul lui Ionuț, colegului meu de data aceasta. Publicitate? Eu zic să-și dea cu părerea atât Sebastian cât și domnul Amato, să concluzionăm acest prim meci care a avut loc și de care s-au bucurat cei care ne urmăresc acum pe RXF. Cum a zis și colega noastră Ștefan, părerea mea că s-a aruncat foarte repede, a vrut să-l domine prin greutate și prin puterea din primele. Știm foarte bine că la început toți au putere și toți au forță. Când vrei să lovești foarte tare, ești încordat și nu mai prinzi loviturile la fel. Cum vi s-a părut, domnule Amato? Mie mi-a plăcut meciul, repet, mie îmi plac meciurile care se termină prin knockout, se termină înainte de limită. Mi-aș fi dorit măcar să reziste Ștefan Banea vreo două reprize, dar Alex Mincu a făcut ceea ce a vrut să facă, ceea ce știu eu, poate Osman Claudiu l-a învățat în ultimile antrenamente, și-a dorit mai mult, a dus mai mult la tăvălelă, cum se spune. Ștefan, la primul pumn, și-a pierdut, i-a ieșit tot planul din minte. Nu, mi se pare surprinzător totuși, Ionuț, că dacă stăm să dăm puțin timp înapoi și ne amintim de emisiunea Fight Club în care cei doi au fost invitați, Alexandru a fost puțin mai rezervat în a povesti, ba mai mult decât atât, Ștefan îi spunea că din prima rundă o să iei knockout
Și era foarte sigur pe el, chiar l-a întrebat eu nu de ce a venit, cu ochelari de soare la conferința de presă, a fost cu ochelari de soare, a avut o altă abordare, a vrut să dea tare din prima, dar știi cum e, și eu când vreau să mă duc să fac piața, nu prea mi iese socoteala de acasă cu cea din piață. Oricum e de apreciat că la vârsta de 18, respectiv 19 ani, cei doi au intrat în cușcă în felicitări acest prim meci la amândoi. Au făcut un meci bun. Alex Mincun a făcut singur acest meci, l-a făcut cu Banea Ștefan, chiar dacă a pierdut această luptă. Până la urmă cineva trebuie să piardă. Intră doi, iese un singur învingător. Bine, în seara asta, cum am și spus, puteam avea doi învingători. Eu zic că, cum am și spus și la începutul emisiunii, este că toți sunt niște câștigători în ochii mei, întrucât, cum am și spus, e complicat să treci din fața tastaturii, din fața telefonului, să vii și să vezi cum este și să treci prin emoțiile, pentru că îți garantez că amândoi au avut emoții. Crezi că... 100%. Au avut emoții, au avut adrenalină, s-a și văzut după meci, încât a avut de o descărcare și după ce a câștigat. Și au trecut, eu zic că au avut o experiență care nu o vor uita prea repede. Crezi că poate însemna acest meci pierdut de Ștefan o ambiție mai mare să continue în sportul de contact? Poate fi o motivație? Vrei să fiu sincer? Sincer? Nu știu. Nu cred. Eu zic că are două variante. Partea bună e să-l ambiționeze mai tare, să se ducă la sală, să antreneze și să-și dorească să continue să mai lupte, iar partea proastă este să se lase. Vreau acum, dragilor, să revenim puțin la colega noastră, Daniela Mireanu, care are să ne mai spună ceva și are un alt invitat la interviu. Daniela, ai regătura? Dacă puțin mai devreme l-am văzut pe George Zănoagă, bine, acum suntem cu cea de-a doua jumătate a familiei, cu Alex, bine te-am găsit. Cum ți s-a părut meciul? Mi s-a părut un meci ok, dar pot să zic că din partea colțului roșu, Mincu sau cum îl chema, s-a văzut că a mai făcut și înainte. Mă așteptam să termine foarte repede, pentru că fiecare avea ceva de demonstrat și au vrut să-și demonstreze chiar în prima repriză. A fost un meci super. Crezi că și următoarele vor fi așa? Ai văzut pe cineva, nu știu, ți-a atras cineva atenția, i-ai văzut la antrenamente? Din cei care au se bat acum, nu i-am văzut la antrenamente, dar știu că n-au avut o perioadă foarte lungă de a se antrena, cam o săptămână, două. Fratele meu i-a ținut palmarele unui băiat și cred că și acum o să fie în colțul lui. Doar pe el am văzut că se mișcă destul de bine. Acum, na, cel mai bun să câștige. Pasiunea ta rămâne pasiunea ta. Ești prezent și astăzi alături de noi. Pasiunea mea rămâne pasiunea mea. Am zis și înainte de meciul cu Bobicioiu că chiar dacă voi pierde, voi continua în continuare. Și chiar vreau să rămân pe această cale, să mă antrenez cât mai mult. Îți mulțumim tare mult, Alex. Dragilor, înapoi la voi. Mulțumim, draga noastră Daniela, l-am văzut puțin mai devreme pe Alex Zănoagă, unul din cei care au luptat în gala Eric Sef cu numărul 42 la Romexpo București. Într-adevăr, are mare dreptate, a și confirmat, după cum ați văzut, că își dorește să continue în sportul de contact. Încă o dată aducem mulțumiri sponsorului principal Las Vegas și, cu permisiunea invitațiilor noștri de astăzi, domnul Amato și Sebastian Vieru, dacă mai aveți comentarii, dragii mei, de făcut sau concluzii, vă invit cu mare plăcere pentru a putea anunța meciul următor și a lua o scurtă pauză de publicitate. Cum am și spus, pentru mine, Alex, n-a fost o surpriză, adică faptul că a avut un pic de experiență l-a ajutat. Greutatea lui Ștefan n-a fost de partea lui de data aceasta, dar eu sper ca Ștefan să se ambiționeze, să-și dorească să reintre într-o cușcă, să reintre într-un circuit de amatori în care să poată să-și dobândească o experiență în acest sport, întrucât domnul Amato are o serie de competiții foarte, foarte bune pentru care acești sportivi pot să se dezvolte, pot să facă meciuri, pot să devină next fighter, următoare legale. Domnul Amato? A dus la tăvăleală Ștefan, poate și cele câteva kilograme în plus și au spus cuvântul. A luat câteva lovituri destul de puternice, în plin. Yamato Zaharia a făcut bine că a oprit meciul la momentul potrivit. Mai devreme nu ar fi fost cazul să-l oprească, dar a luat niște lovituri. Acum o să vedem mâine dimineață când se trezește, cum se simte, cel doare atunci când, știu eu,
bea laptele și mănâncă cerealele și pe urmă o să se gândească dacă se mai ține de sport sau nu. Eu personal spun că ar fi bine să continue să practice sport în indiferent ce sală. Mulțumim, domnule Amato, îl salutăm acolo în cușcă pe cel care ia cele mai bune decizii, pe Amato Zaharia. Până atunci, dragilor, nu uitați că în momentele următoare va fi în cușcă, vor fi alți doi luptători amatori. Până atunci și până anunțăm cel de-al doilea meci, vă invit într-o scurtă pauză de publicitate, după care revenim aici alături de Ionuț Atodiresei, domnul Amato și, bineînțeles, Sebastian Vieru. Rămâneți cu noi! Am revenit, dragii noștri, în această seară la Next Fighter Eric Sef, alături de noi
vă reamintesc că sunt Sebastian Vieru și domnule Amato. Fac asta de fiecare dată pentru că poate sunt urmăritorii noștri care au intrat puțin mai târziu în direct. Ei bine, până prezentăm următorul meci, ai ocazia să prezinți tu cei doi amatori luptători. Urmează un meci la categorie un pic mai mare, nu știu exact câte kilograme au. Mario Fedor în colțul albastru va intra primul și va intra cu Alexandru Cruciat, băiatul care a venit la noi în platou și a aterizat direct în salon și s-a și vopsit, a venit și din Germania pentru acest meci. Și care a spus că la o motivație în plus pentru a face această luptă a fost că își dorește, printre altele, să fie și el vedetă. Că dacă două din iubitele lui au fost furate de alte vedete, a zis să facă parte din această acest domeniu al showbiz-ului. Domnul Amato, aveți cuvântul? Acum, nu știu, eu îi dau o veste rea. Când sunt unii care îți fură două iubite, fii sigur că ți-o fură și pe a treia. Indiferent cât o să înseamnă te duci tu pe la sală. Înseamnă că problema e la tine, nu la ei. Da, înseamnă că ești predispus la povestea asta, oricât te-ai bate, oricât te-ai antrena. N-are legătură cu... Femeile nu stau cu bărbații că sunt buni, sunt bătăuși sau... E treaba lui, deci îi vezi succes oricum. Nu-i cunosc pe niciunul din ei, dar celălalt să-i este student la medicină. A zis că s-a luptat doar pe stradă. Face kinetoterapie. E diferență dintre medicină și kineto. Mâna în gips. De asta am și dat câteva detalii domnului Amato. Da, sper să nu-și pună singur mâna sau degetele în gips. Sperăm să vedem un meci frumos, cum a fost și cel de dinainte, când Alex Mincu a câștigat spectaculos. Abia aștept să văd și acest meci. Sebastian? Da, mie asta îmi place la galele acestea Next Fighter, faptul că avem un student care se bate cu un barman. Deci nu mai putem spune că se bat profesioniștii, deci sunt pe meserie, fiecare are motivația lui, unul vrea să fie vedetă, unul vrea să arate cât ce poate, deci e ceva altceva. Pentru că eu zic că asta, poveștile vând. Deci ca atare, fiecare are povestea lui. Unul luptă ca să-și țină a treia iubită. Și celălalt, pentru că a simțit că nu i s-a făcut dreptate în copilărie. Sebi, da. Care crezi că este rețeta succesului? Să ai și o poveste interesantă și să fii și bun în cușcă, trebuie să-și arăți ceva acolo. Filantropica tot tipul va vinde, povestea. Povestea tot tipul vinde. Pentru că, după sunt cum... oameni care se regăsesc în ea și se, da, deci, trebuie să încerci să ajungi la oamenii care se uită la tine. Trebuie să încerci să le explici faptul de ce faci asta, ce vrei de la ei și de ce ei trebuie să te urmărească. Pentru că cei mai mari campioni au pierdut. Adică clar, ne uităm la Conor McGregor, care a pierdut ultimele 3 meciuri aproape, dar ne uităm faptul că dacă mâine îl vedem din nou în cușcă, cred că va dobărâ iarăși un record de pay-per-view. 100%. Deci, ca atare, povestea tot timpul va fi înaintea talentului. Și pentru că înainte de fiecare meci mai avem câteva cuvinte de auzit și de aflat, îi dau legătura din nou colegii mele, Daniela. Bun găsit din nou! Alături de noi este unul dintre cei mai în vogă artiști la momentul actual, Albert Năbunău, și un împătimit al sportului de contact. Bine te-am găsit! Cum ți s-a părut meciul? În primul rând vă pup, toți vă iubesc, mi s-a părut mișto rău, tare rău, chiar a fost tare. Pe ceilalți îi cunoști? Ai apucat să-i vezi măcar așa în mediul online, pe TikTok? Ceva? Nu cunosc pe niciunul. Dar spune-ne despre tine, că am văzut că ai intrat în sala de antrenamente după o pauză și că ai început așa în forță. Te pregătești? Eu fac de mult și eu fac îmi place mie, nu că m-a provocat cineva sau... Dar aștepți o provocare din partea cuiva? Adică ai răspunde? Păi n-aș răspunde, dar m-aș bat. Dacă e nevoie și e bine, vă dați seama că mă bat. Care e suma corectă pentru care Albert ar intra în cușcă? Suma corectă? Depinde de băiat, depinde nivelul la... Și ce zic, gen, dacă știe lumea cum mă știe pe mine, gen, contează chestiile astea, că așa dacă e unul care nu-l știe nimeni, îți dai seama că cer o grămadă bani. Și dacă e cunoscut? Îți dai seama că dacă îmi convine și mie și îi convine și lui și el mănâncă de pe mine și o de pe el, gen să fie același nivel, așa îmi convine, așa e tare. Și... E tare, nu? Da. Faci spectacol în cușcă dacă intra? Care joacă, nu știu, luptă tehnic sau pentru spectacol? Habar n-am, nu știu să vă spun că nu m-am bătut niciodată în cușcă. Nu știu. E șansa ta acum, ai provocat pe cineva, nu știu, ai pe cineva în vizor? Nu, chiar nu am nimic cu nimeni. Pe nimeni. Aștept acum dacă mă provoacă cineva sau ceva de genul, dacă îmi convine și. Deci ești deschis? Da, sunt deschis la chestii de astea. Hai că mai puțin până în februarie, ai și timp de antrenament suficient, deci să vină contractul, să vină persoana. Poate este ceva, da. Ceva frumos, așteptăm și noi și următoarele meciuri, pentru că mai avem câteva și o să fie spectacol, vă garantăm, înapoi la voi.
Mulțumesc, Daniela. Nu este lipsit de curaj, Albert, fapt pentru care ați aflat odată cu noi și a mărturisit că nu ar fi o problemă pentru el să intre în cușcă. Însă, condiția este să-i placă și adversarul. Până atunci, trebuie să mai luăm o scurtă pauză de publicitate, timp în care așezați-vă comod și confortabil pe scaunele, fotolile sau canapelele dumneavoastră, pentru că vom intra cu cel de-al doilea meci. Rămâneți cu noi pe RXF. Ladies and gentlemen, următoarea luptă din această seară, introducing first către colțul albastru. Doamnelor și domnilor, el vine din Timișoara, în aplauzele voastre pentru Mario Fedor! Un mesaj să se ține bine pe picioare. Cred că meciul nu va dura mai mult de o rundă. Finalul meciului va fi cu mine câștigător, bineînțeles. Yeah.
Mario Fedor. All right, ladies and gentlemen, acum aș dori să chem pe adversarul său către colțul roșu. El vine din Sibiu, România. În aplauzele voastre pentru Alexandru Crucea! Avantajele mele cred că fi spiritul de luptător, alonja, puterea și viteza. Fă-ți o asigurare medicală că o să ai nevoie după meciul cu mine în cușcă. Fugi cât mai poți și nu te mai întoarce din Timișoara înapoi că te mănânc. All right, Alexandru Crucea. Ladies and gentlemen, încă dacă stau amândoi în picioare până la finalul acestei lupte, amândoi vor fi câștigători. Deci interesul vostru este să-l eliminați pe adversarul vostru complet. Asta ar fi dacă nu vreți să-l mai vedeți pe 21 februarie, atunci când va fi gala Eric Serva. All right, ladies and gentlemen, Mr. Yamato, are you ready? Da, mi joc. Vreau o luptă corectă, nu vă loviți în spatele capului, nu vă loviți după stâmp, nu vă băgați degetele în ochi. Da? Bateți palma în colțurile voastre. Mario și cu Alexandru Cruciat, colțul albastru, Fedor Mario cu mănuși albastre, short cu albastru și Alexandru Cruciat. Abia aștept să văd acest match, la cât s-au tachinat băieții. Da, eu... Ia să vedem acum. Amândoi încearcă să lovească frontal în același timp. Primul care lovește. Încercare de high kick. Pare sigur pe loviturile sale. Da. Auzi, jos, deja avem. O proiectare foarte reușită a lui Mario Fedor. I-a pus piedică cu piciorul. Aici este într-o poziție de demigard, să spunem. Băieții nu prea știu ce se întâmplă la sol. Cu cât încearcă Alexandru Cruciat să strângă mai mult de cap, cu atât va obosi mai mult și vor ceda brațele. Deja a ajuns în full mount, în control deasupra Fedor Mario. De aici, dacă va începe să lovească ground and pound, degeaba ține, deci va trebui să lovească. Neașteptat această luptă. Să vedem dacă arbitru Yamato Zahria va opri. Aici a dat spatele. Da, uite că și posibil să-și stranguleze. Nu i-a prins pe gât, a abandonat lupta. Wow, surprinzător acest Fedor Mario. Nu m-a așteptat. Eu m-a așteptat ca Alexandru Cruciat să câștige acest meci. L-am văzut mai hotărât, mai determinat în declarații. Și uite că totul s-a schimbat. Medicul a știut unde să atace. Medicul a știut totul sensibil. A știut că fără aer nu e bine. Medicul a știut unde să atace. A știut că dacă se duce la jugulare îl dovedește. Așa, să nu uităm că avem o tradiție în emisiunea Fight Club. Trebuie să dați cu pumnul la aparat că, pentru că sunteți acreditați. Sunteți în platoul nostru. Să vă punem la final să dați cu pumnul la aparat. Dar până atunci să nu uităm nici de concursul de slap, de pelm, de palme, da, de dat palme. După ce decizia aceasta. Reluările. Aici încerca să ștranguleze, dar în zadar, dacă nu îl blochezi cu piciorul pe deasupra ca să intre acea ghilotină, nu ai șansă să ștrangulezi. A ajuns în full mount, a lovit, a dat spatele ca să scape de acele lovituri și a fost ștrangulat de la spate. Fedor Mario câștigă prin ștrangulare și aici a fost diferență de kilograme, fiind mai ușor decât Alexandru Cruciat. Se pare că cei mai mici sunt mai avantajați în această seară, domnul... All right, ladies and gentlemen! Rămâne din această lupă doar unul în picioare! În aplauzele voastre pentru colțul albastru, Mario Fedor! Thank you.
окошечек головы греются клубы. Я вышел из комнаты, чтобы тебе напомнить, то тут у Майка улица Вейка. Чудая магия моя сломала Вейка. Ai vorbit prea mult la început. Nu prea ai fost deschis așa cu noi. Nu prea ai vorbit foarte mult. Dar iată, ai făcut spectacol. Îmi place să fac fapte, nu vorbe, cum am mai spus. Faptele spun totul, corect? Cum ți s-a părut meciul? Foarte ușor, cum am mai zis, prima rundă. Băiatul se vede că a fost foarte timorat. Am crezut că e meci de amator, nu de pizde, sincer. Cu cine ai venit? Cine te susține în seara asta? Prietenii mei. Tatăl meu, bă, că mi-a făcut o surpriză. Și familia. O văd toată aici. Și tatăl tău ți-a făcut o surpriză, nu te așteptai să fii în seara asta aici? Da, nu trebuia. Nu trebuia. Hai, transmite-le un mesaj. Îl iubesc mult de tot. Eu îți mărturisesc că l-am văzut cu lacrimi în ochi. E tatăl meu, evident, să fie cu lacrimi în ochi. E mândru, da. Felicitări, poate ne vedem și în gala din 21 februarie. Vă mulțumesc mult. Mulțumim, Daniela, impresionant meci și parcă și acum vreau să vă spun, dragilor, că mi-amintesc emisiunea Fight Club, în care țin minte că era aici Fedor și spunea, nu știu care dintre noi va avea parte de kinetoterapie, cel din dreapta era, Răzvan, era foarte sigur pe ceea ce va... Alexandru Cruciat era foarte Alexandru, sigur. Pardon, era foarte sigur. Îi spunea lui Mario Fedor că nu-i place fața lui. Nu-mi place fața ta și o să-ți bag nasul ăla în cap și o să fac, o să drec. Și uite că nu prea a adres și nu prea a făcut nimic pentru că a fost o surpriză. El a intrat tare, destul de tare în el, a crezut că îl va putea lovi, dar după cum am mutat la schimburi acelea de lovituri, tot Mario le-a cam câștigat. Și iată că vorbeam la început emisiunii, ce părere ai, Sebastian, și de cei care par sigur și iată deodată să fie knockout. Așa sau... este, se întâmplă cu totul altceva. De final, cum am zis, finalizăm, nu vom vedea, dar uite că Cușca ne arată că a apărut o strangulare. Se poate. Orice e posibil. Povestește-ne puțin de concursul de dat palm, de slap. Da, Eric Step Slap se va numi, în care îl avem ca ambasador pe Sandu Lungu, care vine alături de noi și mai multe alte proiecte de ale noastre. Vom avea primul eveniment aici, chiar aici, în Cușca RXF și deja avem peste preselecțiile, sistemul de înscriere deja funcționează, avem peste 150 de persoane care s-au înscris deja. Am înțeles că e și premiul foarte mare. Premiul este unul pe măsură pentru că și natura evenimentului este unul destul de dur. Și o competiție dură. Este o competiție dură, va fi o piramidă de 8. Wow. De 8, în care într-o singură seară trebuie să existe un singur campion. Wow, da, deci noi am mai avut un eveniment mai de mult, tu știi foarte bine. Și eu am comentat așa, chiar în care câștigătorul este direct calificat în acest eveniment. Câștigătorul de atunci, Daniel, va fi direct calificat în această nouă piramidă. Iar sistemul este următor. Fiecare eveniment se găsește un nou campion. Campionul care a fost la gara anterioară vine să-și țină centura. Își câștigă dreptul în următorul? Câștigă dreptul să participe la următorul show, astfel încât la fiecare eveniment punem la bătaie centura de campion Eric Sepsler. Foarte tare, foarte tare, impresionant. Sandu Lungu, să ne înțelegem. Nu e ambasador. Nu e ambasador. Nu participă. Se închide concursul. Exact. El va fi acolo ca să se asigure că regulamentul este foarte bine înțeles și este foarte bine respectat, în așa fel încât nu ne dorim accidentări, ci ne dorim doar cei care se scriu să arată cât sunt de curajoși și sportul. Nu poți să spui că neapărat că e un sport, dar ce regulamente să se respecte. Iar noi cred că vom comenta de pe margine acel concurs de dat. Sigur, dar eu, pentru simplu fapt că sunt atât de uimită, nu că aș fi subestimat vreunul din cei pe care i-am văzut la meciul numărul 2 în Cușcă, ci pentru simplu fapt că îmi revin în minte tot ce am discutat în emisiune și mi-amintesc că perfect când... Alexandru Cruciat îi spunea lui Mario la cum îl văd eu pe el și cum s-a așezat nesigur aici lângă mine când au ajuns în platoul emisiunii Fight Club. Sunt convins că va pierde meciul. Iată că
treaba de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Exact. Și ieri, înainte de face-off-ul care am avut... Hai să facem un pariu. Care credeți că dă mai tare, Sebastian Veru sau domnul Amato Zaharia cu pumnul la mijloc? Eu cred că ține cămașa, domnul Amato are sacou, nu se poate. Nu, îl dăm jos. Nu, cu siguranță voi participa. Eu vreau să vă văd. La final, la final îi punem să dea cu pumnul. Eu cred că cu fata care a fost, cred că o să dea mai mult ca mine, dar vedeți. Eu cred că cel mai tare pumn îl dă acum, iarăși, la un interviu. Colega noastră, Daniela, ai legătura, draga mea. Dacă până acum v-am adus numai domn la cadru, să știți că nu neglijez nici doamnele. O am alături de mine pe Denisa Despa. Surpriza! Surpriza! Ce faci, Denisa? Bine, bine, încă n-am domnit nicăieri. Momentan sunt domnișoara. Aștept și eu să fiu cerută în căsătorie. Inelele am cu duiumul că fac colecție. Toți foștii mei m-au cerut, dar n-a fost să fie momentan. Încă suntem pe lista aia de așteptare. Mai așteptăm. Ți-a atras atenția vreun băiat de pe aici? Bineînțeles, de ce nu? Sunt câțiva așa. Băi, chiar sunt, jur, la o masă chiar nu voiam să întreb cine sunt, de unde au apărut. Că nu i-am văzut până acum. Nu mă, mare de mai glumim, nu. Mie e foarte bine singură. Cum ți se par meciurile? Foarte interesante. Îmi place ideea de a încuraja cât mai mulți oameni să practice sport. Nu neapărat sportul de MMA, boxing sau așa mai departe, dar îmi place concepția asta ca oamenii să facă din ce în ce mai mult sport. Tu ai fost în cușcă și am auzit eu așa că mai intri în cușcă. Bineînțeles, aș intra oricând, mă atrage sportul acesta. Este ceva ce mă caracterizează, nu știu, într-un fel sau altul, partea cealaltă mea nefeminină, să spunem așa. Și da, sperăm în 99% în februarie voi intra din nou în cușcă. Cu cine ți-ar plăcea să te lupți de data asta? Dacă atunci ai intrat cu Renata, acum? Eu, sincer să fiu, am făcut o provocare pentru cei de la RXF și le-am spus că pot să și accepta provocarea aceasta, să mă lupt cu oricine din showbiz, fără să știu numele persoanei și să ne întâlnim fix în cușcă. Da. Asta ar fi o premieră pentru RXF. O premieră și ceva inedit, pentru că nu cred că a mai făcut nimeni asta până acum. Dar din showbiz, repet, din domeniul meu, din domeniul, nu știu, cântăreață, orice, dar din domeniul meu neprofesionistă. Cel puțin la fel de cunoscută ca și tine. Da, evident, nu alte domenii. Hai să ne bucurăm de spectacol, dragilor, mai avem un meci, fiți pregătiți. Am revenit în platoul emisiunii, mai vorbim, mai comentăm. Dacă există completări de făcut, Sebastian, ai cuvântul? Pentru mine tot timpul, cum am zis, povestea tatălui care a venit fără să fie știe Mario că urmează să vină chiar înainte de... Inopinant, dar chiar înainte să vină au zis băieții... Prietenii lui Mario au zis, te rog frumos să nu știe că a venit tatălui să-l vadă doar înainte de a intra în cușcă. Deci a fost și pentru el o surpriză. Pentru noi mi se pare faptul că părinții vin să susțină copiii în ceea ce fac. E o chestie foarte, foarte frumoasă și eu poate îmi doresc ca Eddie sau și Timo, băiatul meu, să poată să meargă pe o zonă de sport. La fel cum îi spune sport, și domnul Amato. Dar nu, să vedem acum ce sport își vor alege fiecare, dar eu sper să pot să fiu și eu odată în Și pe mine m-a impresionat prezența tatălui lui Mario, pentru că spunea la emisiune că n-a avut o relație tocmai bună cu părinții lui. Și iată că în aceste momente poate mai mult ca niciodată avea nevoie de încurajarea și felicitările. Un tată nu poate să-și lase niciodată copilul departe, deci trebuie să fii lângă el. Mie mi-a plăcut, a vorbit foarte frumos despre tatălui și da, mie relația tată-fiu îmi place foarte mult. Este una mai specială, zic. Da, e una specială și mi-a plăcut și mie. Am înțeles. Mi-a plăcut lupta. Mi-a dat impresia că Mario a mai trecut pe la sala de sport. Da, și eu cred la fel acest lucru, faptul că s-a văzut că la sol n-a fost străin exact. Tehnicile ce trebuiau făcute acolo și mișcările și tranzițiile respective n-au fost... A băgat hook în spate, exact, l-a dus jos... L-a lăsat să se întoarcă, a luat spatele, a strangulat. Ce a spus Amato în pauză, faptul că a știut cum să facă ghilotina, în sensul că nu a fost să doar să tragă de ea și să spere că va bate. Nu este chiar să spunem că a fost primul lui rodeo, ca să zicem așa. Poate în ultimele 2-3 săptămâni s-a dus la un antrenor care l-a sfătuit tactic ce să facă, a lucrat efectiv numai tehnica asta. Mă rog, mai puțin probabil, cred că s-a antrenat de mai mult timp.
Dar și lui Zanidache, spre exemplu, lui Zanidache când se pregătea cu Yamato, eu i-am spus lui Yamato, Zanidache, pentru că este mic, este avantajul celor mici la astfel de lucruri, poate să treacă mai repede în spate. Exact, să ia spatele. Ca să ia spatele și atunci poate să lucreze dacă se și pregătește. Și Zanidache la fel a câștigat. Că... Da, Zanidache a arătat că are foarte multă inimă după câteva knockdown-uri. Bine, nu foarte puternice, au fost câteva lovituri care Gheboase le-a aplicat, una dintre ele chiar mi s-a părut... Gheboase foarte puternic în lovituri, exact. Condiție fizică și, nu prea... Exact, și da, bine, dar asta a fost adică n-a avut timp de pregătire, întrucât accidentarea lui Cipirola ne-a obligat să schimbăm adversarul. Tot respectul că a acceptat așa pe ultima sută și a intrat. Mai mult de atâta, cu o zi înainte sau două zile înainte a avut o accidentare, țin minte că ne-a trimis și pozele de la antrenamente în care se lovise la gambă și la tibie, că a încercat să se antreneze cu unul dintre să facă un sparring, dar pentru mine a fost, cred că, lovitura care a dat-o și cu mâna și cu piciorul în același timp. Cred că intră într-o carte a mini-recordurilor acelea. Dar trebuie să ținem cont că și Gheboas a căzut din pumn lovit de Zanidache, deși era o diferență foarte mare de kilograme. L-a lovit și Zane, a căzut Gheboas și după aia s-a dus Zane peste el. Da, exact. Pentru că aceste imagini tot s-au viralizat, s-au umplut TikTok-ul de astfel de clipulețe din timpul luptelor din gala trecută. Și bănuiesc că și mâine vom vedea pe TikTok din această gală imagini. Putem să facem before and after, știi, după luptă și ce am comentat înainte de luptă. Predăm legătura la colega noastră, Daniela Mireanu. Bun găsit din nou, mă ținea Bogdan Mocanu aici de vorbă, pentru că el face conversații foarte vorbăreți în seara asta. Bogdane, cum ți se par meciurile? Da, meciurile sunt mult mai, palpitante decât mă așteptam. Își dau băieții în mare stil, îmi place să văd oameni care își dau interesul, să zic așa. Dar te așteptai să se arunce așa puternic în meci? Nu. Deși toată lumea mi-a spus că o să încerce sportivii, amatorii sau cum vrei să-i numim, o să încerce să dea tot ce e mai bun ca să arate de fapt de ce sunt în stare. Nu mă așteptam să fie, cel puțin primul meci m-a lăsat în mască și au dat tare de tot. Iar la al doilea am văzut un pic mai multă tehnică, să zic așa. Dar interesant până acum. Niciunul dintre meciuri nu s-a terminat la finalul celor trei runde. Iată și tu, în prima repriză s-au terminat. Asta era oarecum previzibil, sincer. Adică, având în vedere că sunt amatori, e destul de greu să se întâmple să fie amândoi gen amatori. De obicei, unul din ei a mai făcut ceva, știi? Da. Tu ești pregătit pentru gala din 21 februarie? Da. Având în vedere că știu cam care ar fi adversarul meu, da, mă simt pregătit. Deja. Ai început antrenamentele? N-am început antrenamentele, deși am de gând să slăbesc vreo 10 kg. La mine e mai mult o luptă fizică decât psihică. Și o să fie greu, dar sunt sigur că odată ce știu sigur că o să intru cu el în cușcă, o să fiu motivat. Cea mai mare problemă, sau cel puțin ceea ce am observat eu, este rezistența. Da, păi cu cât ești mai mare, cu atât obosești mai repede. E logic și toată lumea știe asta. Dar nu este nimic la ce nu putem lucra. Adică cu multă muncă și cu mult cardio, cu mese sănătoase, alimentație și tot ce trebuie, sunt sigur că pot să scot 9 minute de alergat în continuu, știi? Pe care dintre băieții din seara asta îi vezi în gala de deschidere din 21 februarie? Mai avem un meci de văzut, deocamdată, dar aș putea să zic de primul băiat care a avut și victoria de la primul meci, promite, adică are potențial. Alexandru Mincu. Da. Hai să ne bucurăm de spectacol, că mai avem un meci, înapoi la voi. Mulțumesc, Daniela, mulțumim și lui Bogdan, cel pe care l-ați văzut, dragilor, și în platoul emisiunii Fight Club. Așa cum a spus, promite și tinde să creadă că pentru următoarea gală din 21 februarie 2023, un posibil luptător ar putea fi chiar primul câștigător din primul meci din această seară, Next Fighter. Aș vrea să mai aducem câteva completări, dacă mai aveți, stimate domnule Amato. Da, aș mai avea ceva de spus, așa că mie mi-a plăcut povestea aia că l-au părăsit două fete pe cruciat
și două iubite și a venit ca să, să câștige, să poate găsește și roi. Poate acum se întorc la el să-l consoleze, ambele. El a crezut că dacă îl cheamă Cruciat, este din neamul Cruciaților. Nu, n-avea legătură. Ieri la conferință, la prezentare, zicea că dacă pierde, nu mai lasă nimeni înapoi în Sibiu. Deci cred că rămâne și fără a treia iubită și fără orașul de Bacină. Deci, da. Oricum ce este de apreciat, și o să repet asta ori de câte ori am ocazia, văd astfel de tineri care sunt, știu eu, poate pe rețele de socializare sau poate sunt no-name și care, uite, vin să lupte. Se duc la sală, fac sport, ceea ce este extraordinar, iar cei care, știu eu, sunt mai viral pe rețelele de socializare, acum pot să fie văzuți de cei care îl urmăresc și în alt fel. Pentru că voi știți foarte bine că toată lumea spune pe rețelele astea de socializare nu sunt întotdeauna promovate lucruri pozitive. Iată că exemplul lor este unul foarte, foarte pozitiv, foarte bun. Duceți-vă la sport și este foarte bine. Doamna Matur, vreau să spun că în momentul în care am început proiectul, noi cu echipa noastră ne așezăm jos și ne așezăm și ne gândim ce probleme pot să apară la acest tip de evenimente, în care știți foarte bine, nefiind profesioniști, te poți lovi de foarte multe probleme. Una dintre probleme care am crezut că vom avea ar fi fost să nu se prezintă. Adică am zis, ok, selectăm, tocmai de-aia avem două rezerve pregătite pentru un caz în care unul dintre ei nu mai venea. Și am zis, unul poate li se va face frică, poate ceva se va întâmpla și nu vor mai veni. Pentru mine a fost o surpriză plăcută, vreau să zic, faptul că au zis, adică pe sistemul ardelenesc, zis și făcut. Adică a venit, a făcut, a intrat în cușcă. La urmă, seriozitatea e cartea de vizită a unui om, în opinia mea, dar nu știi niciodată. E vorba de oameni care nu au mai făcut sportul ăsta, n-au mai făcut, nu știu ce este, și faptul că este complicat. Ideea este că ai adrenalina aia dinainte de meci foarte mare, ridicată, noaptea dinainte meciului te gândești toată noaptea oarecum ce se va întâmpla. Păi au fost sportivi în gale mari care au venit, au făcut cântarul și pe aia și-au luat bilet de întoarcere înapoi și au plecat în străinătate înapoi. Exact. Ți s-a întâmplat la o gală Eric Sef. S-a întâmplat chiar și nouă la o gală de Eric Sef, în care, ca să ne ajute, ca vorbind de Adrian Preda, ca să nu rămână fără meci. S-a bătut Tristan Tate. Da, s-a urcat Tristan Tate, s-a ridicat, s-a schimbat costumul de la comentariu și s-a urcat în cușcă. S-a urcat în cușcă cu el. Cătălin Moroșanu undeva în Italia cu negru, care a venit și a stat 20 de secunde, nu știu cât a stat acolo. Da, exact, a urcat și a zis că nu mai continuă și gata, a fost tot. Și Moroșanu supărat, că Moroșanu e luptător, e gladiator, el vrea să lupte. Este complicat când vii să te pregătești pentru meci și nu mai ai adversari, adică tu știi foarte bine că e greu, că ai 3 luni, 6 luni de pregătire, te pregătești, îți faci sacrificii, cheltuieli, pleci de lângă familie și te trezești că adversarul... Da, se întâmplă și în gale cu sportivii adevărați, ca să spunem așa. Corect, exact. Se întâmplă o accidentare, dar neprezentare e total altceva. Haideți să vedem ce invitat surpriză mai are colega noastră Daniela Mireanu. Daniela, ai legătura? Nu. Bun găsit din nou, dragilor, alături de mine de această dată se află Camara, care tocmai îmi spunea că trebuie să fie, cum să spunem, decent, nu? Da, decent. Am vrut să știu dacă sunt live, să știu ce spun. Cum ți se par meciurile, Camara? Foarte rapide. Eu m-am uitat la cei care s-au bătut până acum și din prima parcă am ghicit cine va câștiga din ochi. Am început să învăț din ochi omul care va câștiga, care e mai îndrăzneț, care maschează frica și așa mai departe. Și îmi dau seama că e greșit să te arunci din prima. Eu știu asta foarte bine. Eu tot timpul am așteptat adversarul și îmi place să aștept. Și fiecare cu tehnica lui, cu tactica lui, așa m-a învățat Tiță. Știi? Eu aștept. Ai văzut și pe ultimii din ultimul meci? N-am apucat să-i văd la față. Am văzut doar poza cu ei. Amândoi par îndrăzneți. Am văzut că au fost cei mai guralivi în ceea ce privește declarații. Abia aștept să-i văd cum se luptă. Cert este că m-a impresionat foarte mult Alexandru în primul meci. E adevărat, nu a avut un adversar pe măsură, dar a luptat ca un profesionist. Și de asemenea, în meciul de-al doilea, nu mai știu exact cum îl cheamă pe băiatul cu șortul albastru, Mario, a fost foarte cumpătat, a știut cum să negocieze meciul și bravo lui. Adică eu pot să spun că e o gală reușită.
prea rapid, în schimb, prea rapid, aș fi vrut să văd mai multă luptă, da, aș fi vrut să văd mai multă luptă, dar până la urmă, pentru fiecare sportiv, este mult mai avantajos să termin meciul mai repede cu mai puține accidentări. Mie personal îmi place să mă duc pe cele trei reprize, să vadă omul spectacol, să fie procede și așa mai departe. Apropo de asta, ai mai intrat în cușcă? Da, eu aș mai intra, eu l-am provocat pe TJ Miles, că se plângea că n-are adversar, că vrea un adversar mai cunoscut și i-am zis, mă, poate eu sunt suficient de cunoscut pentru tine. Zic, uite, sunt și mai mare decât tine, am 46, tu ai 33, ai toate avantajele, adică, nu? Îl aștept să văd dacă e de acord să, da, să se lupte cu mine. Dar sunt convins că nu o să o facă, pentru că este teamă. Este teamă, nu s-ar lupta cu mine, știu asta. M-a văzut deja în primul meci și a făcut o idee, zice, bă, nu mă lupt cu el, da? Dar aștept să îl văd într-un meci, dacă e, și apoi, cine știe, pe viitor. Eu zic că, dacă, de exemplu, s-a bătat cu Iulian, Iulian îl bate pe TJ. Iulian este extraordinar de bun, Iulian Putea. Deci, oricine s-ar bate cu el, o să vadă ce spun. Este foarte puternic și foarte bun pe picioare. Camarazi, mulțumim, să ne bucurăm. Mai avem un invitat, nu plecați, nu plecați, nu plecați. Andy este alături de mine. Ce faci? Foarte bine fac. Da, am venit în traficul ăsta infernal, am ajuns la spectacol. Mă bucur că sunt aici. Abia aștept să înceapă ultimul meci. Am înțeles că e spectacol. S-au întâmplat multe lucruri. Cât am avut două meciuri care s-au terminat în prima repriză. Am înțeles că au fost niște knockout-uri tehnice, cu ștrangulări, deci din ce în ce mai multă lume se pricepe la ceea ce faci. Tu ai mai intrat în cușcă, Andy? Cu siguranță aș mai intra în cușcă și sunt și pregătit pentru asta, adică eu în continuare îmi urmez antrenamentele, mă pregătesc pentru următorul meci când va fi el, nu știu, dar cu siguranță aș mai intra. Deci consecvența este cheia până la urmă, să nu te lași așa. Din păcate, da, din păcate, sau din fericire, dar din păcate, pentru că trebuie să depui munca, într-adevăr, efortul și consistența este cheia succesului. Cu cine te-ai vedea intrând în cușcă? Din punctul meu de vedere, aș accepta orice adversar care are până 90 de kilograme, cât am și eu, și n-am nicio preferință anume, doar să, nu știu, să respectăm categoria, pentru că mi se pare că ar trebui respectată această categorie, mai ales la amatori, este foarte important această categorie. Cumva să aveți cam aceleași calități, cam asta ar fi cerit. Exact, nu mă interesează mai mult de atât, bănuiesc că tot amator trebuie să fie, că încă n-am ajuns profesionist, dar într-adevăr trebuie să respectăm categoria pentru că se cunoaște diferența între de kilograme. Deci practic ești deschis către o provocare, așadar în gala din februarie provocați-mă, chiar aștept. Ați auzit pe Andy, așteaptă provocarea, să vedem cine vrea să intre în cușcă cu el, înapoi la voi. Curajos, Andy, da, poate ați reținut și dumneavoastră, dragii noștri, că Andy e dispus să intre în cușcă oricând, numai să fie un adversar după categoria și greutatea pe care acesta o are de 90 de kilograme, restul pretențiilor le lasă deoparte, astfel încât adversarul potrivit poate intra oricând cu Andy în cușcă, pentru că e dispus și se antrenează în continuare. Am spus lucrurile acestea pentru că a fost o concluzie finală după un plan bine stabilit. Noi mergem mai departe și vreau să te întreb, dragul meu coleg, așa ca o concluzie după primele două meciuri care au avut loc în această seară la Next Fighter RXF cu sponsorul principal Las Vegas, ce părere ai? O părere bună, dar cei doi care au câștigat mi-au dat impresia că au mai intrat în sala de sporturi de contact și s-au mai antrenat puțin. Eu vreau să-l întreb pe Sebastian Vieru ce urmează, ce surprize mai avem. Surprize, noi cei de la RXF vă vom pregăti până de sărbători, v-am zis, vrem să facem încă două meciuri, urmând ca în ianuarie să mai anunțăm închiderea fight card-ului, dar încă două meciuri. După cum vedeți, și aici avem pe Andy, care vrea să reintre în cușcă, avem pe Bogdan, îl avem pe Bogdan Mocanu, avem pe Albert Nebunu, avem foarte mulți... Ai putea vedea un meci între Andy Constantin și Bogdan Mocanu? N-ar fi, dar spune nu, ca să zic așa, e o diferență de categorie, deci nu se califică în condițiile lui Andy, dar n-ar spune nu. E un meci destul de interesant. Bogdan Mocanu, i-am propus de curând un meci, dar acum încercăm să vedem dacă se va concretiza sau nu. Deci sunt mulți, sunt foarte mulți din zona showbiz-ului care vor să intre cu cușca RXF, doar trebuie să găsim, cum am zis noi, povestea. Dar spune-ne
pe cine mai aveți așa pregătit? Sau nu puteți să ne spuneți până nu, nu putem, semnează? Pentru că până ce nu semnează, noi am făcut un obicei să nu anunțăm meciurile, pentru că ne trezim că lucrurile nu merg exact cum am vrea și atunci nu și-are rostul. Sunt doritori? Doritori sunt foarte mulți. Sunt foarte mulți doritori. E vorba doar de a face lucrurile ca să arate și corect, da? Adică în sensul și să putem crea și o poveste în jurul lor. Încă show-ul să fie așteptat de cei care urmăresc să fie un show, adică să facem un match doar de dragul să-l facem nu și are sensul. De exemplu, cum a făcut ultimul match Zănoagă, da, George, de data asta și cu Raul Dan, pentru mine mi se pare un match foarte, foarte interesant. Și mie la fel. Pentru că pentru George, noi de mult o discutăm cu el, pentru că el are o notorietate, dar în același timp are și o experiență în zona de combat, a avut meciuri. Și este foarte greu să-i poți găsi un adversar din zona de showbiz care să poată să accepte să intre cu el în cușcă. Ați văzut la SAC, deci a dat maximul care se poate da. 998. Exact. Iar faptul că Raul Dan vine dintr-o zonă de combat, nu neapărat de zona de acesta de sport, de kickboxing sau MMA, vine de autoapărare din de autoapărare, din exact. Și nici el nu este străin sportului. Da. Eu zic că cei doi vor avea unul dintre meciul serii. 100%. 100% deci va fi. Și ținând cont că Raul Dan a avut un profil de TikTok de 1 milion de urmăritori, care a fost închis și și-a redeschis din nou un alt cont de TikTok care este destul de mare și strânge foarte multe persoane pe live-urile lui. Da, pentru că el este un om dintre oameni, ca să zic așa, adică vine dintr-o... are o poveste, ca să zicem așa, are o poveste a lui care... iar sportul care el practică, rapiditatea cu care el lovește și lucrurile acestea, nu știu dacă vor ajuta sau nu, pentru mine e din nou povestea MMA-ului real și anume stilurile, să vedem dacă pot să facă meciul. Deci ca bază de selecție nu sunt doar scandalurile și căutați persoane care au scandaluri. Nu este vorba doar de scandal, neapărat. E vorba de poveste, cum în cazul de față avem stiluri diferite, oameni care vin din background-uri diferite și care vor să ne arate aici în cușcă că cine e mai bun. Ne-au arătat și concurenții de până acum, dacă vreți, amatorii luptători în cele două meciuri la Next Fighter RXF. Vreau să rămâneți alături de noi pentru că urmează ultimul meci din această seară, unul foarte așteptat, așa că rămâneți cu noi, o scurtă pauză de publicitate și revenim în platou.
sponsorizat de LasVegas.ro. Alright, ladies and gentlemen, următoarea luptă din această seară, de asemenea și ultima luptă din această seară. Introducing first, către colțul albastru, în aplauzele voastre, el vine din Buzău, România, yeah! Pentru Adrian Crăciu! Pe putere și pe stilul meu de luptă. Rățoiule, sper că ești pregătit pentru că te voi jumli rău de tot. Vă aștept în număr cât mai mare să vizualizați gara de luni seara, unde voi lupta și unde vom face un show pe cinste. Adrian Crăciu! Are you ready? All right, ladies and gentlemen, și acum, doamnelor și domnilor, să-și trecem pe adversarul său către colțul roșu. Are you ready, next fighter? Către colțul roșu, el vine din Iași, România. În aplauzele voastre pentru Răzvan Bârzu! Va fi super! Cine te bine pe picioare, bațări, o să pierzi, o să te bate rău. Atâta-ți fa apă, te aștept, adeți, urmăriți-mă, o să fac un net pe ciste, vă pup! Toți mușcă felia lui pâine să care. Ține, dai cu aja mutau de mumană. Îi nu vă n-aștept dacă nu se coboară. Iau tot ce vă mază, mă strigă păcală. O pistă la mine pune cu poală. Deja plină de forme, vine cu haneală. N-am de gând s-o tireze plină de vrășeală. Nu poate face tabuți cu mai blană. Nimeni nu știe nivelul. Viața asta e un premiu când ai încredere în tine 100%. E geniu, aleg o pistă de mediu. E mic de junie și cina oriunde calmă respectă. Intr-un ea ca eroina. O fă ce înseamnă iubirea. Ăștia dolari, e o lira. Zici că-s fabrica, simtina maza rotundă. Mafia salută cu toată stima, puterea și modestia. Îl va să schimbe gândirea, nu știu cum să simte mira. Mai tăi sânge, vreau să renesc până vă roșu cu se scurge. Nu mă opresc, trebuie s-o fă pămăța cum plânge. Tot fără zahăr, răzbunarea e cea mai dulce, yeah, 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 yeah. Mai tăi sânge, vreau să renesc până vă roșu cu se scurge. Pămăza cum plânge. Nu fără zahăr, răzbunarea e cea mai dulce, yeah. In the cage, Răzvan Bârzu. All right, Yamato, take them to the middle, my brother. Doamnelor și domnilor, vor fi trei runde a 2 minute fiecare, regul MMA. Arbitru de ring, Yamato Zaharia. Ula la! Bate spalma. Mult succes în curțile voastre. Hai, începe meciul. Sunt foarte curios la acest meci. Da, și eu la fel, aici, la meciul ăsta. Bârzu, chiar a fost Donald pentru mine cel mai așteptat, din punctul meu de vedere. De ce cel mai așteptat? Bârzu. E și categoria mai mare, adică e tot ce categoria mai mare. Vedem dintre un băiat care pune pavele și un șaormar. Care pavele sub... Colțul albastru, Adrian Crăciun, care este șaormarul. Bârzu, Donald. M-a dus lovitura. Văd că se mișcă foarte bine. Da, 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 amândoi. Se mișcă foarte bine, amândoi așteaptă. Donald zicea Donald în emisiune că o să dea bubuială. Să vedem cum va reacționa cu bubuială. A încercat un middle kick, încă un middle kick. O
directă de dreapta pe care eram curios când o vor începe să lovească. Mihai Aftanase îl susține în acest meci Next Fighter, da, și a venit alături de el. L-am văzut puțin mai devreme chiar purtând tricoul middle kick, bine prins cu piciorul stâng. Lovește Bârzu o directă de stânga care nu și-a atins ținta. Directă croșeu, foarte, foarte frumos, foarte frumos. Pare un meci care urmărește și tehnică, sau exact, mi se pare mie, Ionuț? Exact. Pare exact. Avea tehnică, da, băieții, nu? Nici nu riscă. L-a amețit, dacă acum Crăciun insista puțin și intra pe Răzvan Bârzu, putea să încheie lupta. Eu am văzut că l-a amețit puțin cu acel croșeu de stânga. Și cu directă din nou, din nou l-a amețit, este jos. Este jos Bârzu. Ce aproape a fost. S-a ridicat Donald. Era mediu oportun acolo. Deja Răzvan Bârzu, Donald bate retragere după acele lovituri încasate. Din nou cu barba pe sus a încasat o croșeu de dreapta. Se pare că Adrian știe ceva. Adrian Crăciun știe, el a spus că a mai făcut box când era mic. Adică brațele îi se mișcă destul de bine. Da, se mișcă destul de bine. Cât de și mult l-a poate taxat. Uite, vedem un meci care se duce în repriza a doua. Mi-au plăcut amândoi, mi-a plăcut și Donald cum s-a mișcat. Mi-a plăcut da, cum a stat, dus. A stat la bătaie, a avut... Ia uităm aici. Iată că acum vedem puțin imaginile din timpul primei runde. Un meci de acțiune, un meci curajos, un meci de culoare. Cum vi se pare, n-au domnul stat, Amadu? N-au stat mult pe gânduri. Aici l-a trimis la podea și uite că nu s-a reușit ridicat. Să-l prindă, s-a ridicat, s-a ferit de acel pumn care a trecut pe lângă cap și s-a ferit. A căzut și pe picior. Bubuială, dar nu e ușor acolo în cușcă. Normal că nu este ușor, dăm voie să zic că poate pentru noi cei care am văzut 3 minute pentru prima rundă se resimte mult, 2 minute. Se resimte mult mai intens acolo în cușcă, cu siguranță e total diferit sentimentul. Dar timpul parcă e total altfel. Oricum, cum a început lupta, 100% nu se va termina la puncte. Timpul? Nu vă se termine la, să ajungă la final. Mișcă Adrian Crăciun, se vede că brațele ar trebui să atace, să dea niște low kick-uri Răzvan Bârzu. Vreau să văd dacă se potrivește cu ceea ce a zis în platoul emisiunii, stânga, că maxim 2 runde, ia să vedem oare se ține de cuvânt sau mergem și pe cea de Răzvan se pare că... Uite, a încercat un low kick. A intrat acel uppercut. Îl taxează Adrian. Au intrat acele uppercuturi și acei pumni, fuge Adrian Crăciun, s-a întors, a încasat două crășeie. Stai să vedem, s-a ajuns la sol Bârzu peste el, încearcă o strangulare incredibilă. Nu cred! Și a câștigat, incredibil! Deci nu mă așteptam la așa ceva. Nici nu mă așteptam ca... Nu pot să cred, Cușca mereu surprinzătoare, v-am zis, fiți atenți la ea că tot timpul. Până acum am cum a arătat prima repriză. Deci n-am crezut că acest lucru se va întâmpla, dar uite. Iată că a se pare că inima și voința lui Răzvan, din partea campionului, a fost strâns în brațe și de către Mihai Aftanase, Donaldul nostru, Răzvan Bârzu. L-am văzut și pe Claudiu Bădoi acolo. Claudiu Bădoi, da. Adrian Crăciun a pierdut prin sumise, nu vine să cred la ce început a avut de meci, cum a fost la prima repriză. Meciul, la cum a fost și, ai văzut, și a doua repriză a început destul da, de curajos. Da, și a doua repriză a început adică... foarte curajos. Până a început să încaseze câțiva pumni, s-a precipitat puțin, a ajuns la sol, iar Răzvan Bârzu a profitat de ocazie, Donald, și se pare că lui Adrian Crăciun nu i-a ieșit acea șaorma de rață, cum spunea el în emisiune, că îl va face pe Bârzu. Uite, strangularea n-a fost una. Dar care deci să dacă el știa să apere acea strangulare, rupea acea priză în secunda 1. Nu avea cum să strangulze. Un meci spectaculos, un meci frumos care merită. Și ne așteptăm. Vedeți, a rămas doar unul singur în picioare și acela este colțul roșu. În aplauzele voastre pentru Răzvan Bârzu!
Congratulations! See you, ne vedem pe 21 februarie pentru Eric Chef, ediția principală, ediția vedetelor Las Vegas! Donald, cum să te strigă? Te-ai dezlănțuit două runde, frumos spectacol! Te vezi și în gala din 21 februarie? Dorman! Cum te-ai simțit? Cine a venit să te susțin? Vedeșorul meu, prietenul meu a fost, în partea asta, iubită mea, vedeșorul meu și prietenul meu. Hai că o să-mi iei locul în curând. Tu mulțumesc! Hai, felicitări! Foarte tare! Nu s-a strivit copilăria celor mici, pentru că Ionuț amintea în emisiune și zicea, cred că va fi un păcat pentru cei mici care nu-l vor mai putea urmări pe Donald, dacă pentru Donald că o să piardă. Și iată că Donald a ieșit învingător în cel de-al treilea meci. Dacă Donald lua bătaie, clar, fetița mea era supărată, deși nu prea se uita ea la desene animate cu Donald. TikTok-ul cum era, mi s-a părut meciul, domnule Amato? Foarte, foarte frumos, combativ, cu... răsturnare de situație. Da, răsturnare de situații. Cei care se uită la un meci de MMA și ar vrea să vadă lovituri atât, la fel de curate ca în box, nu se poate, ai mănuși mici. Asta, ca să fim foarte, foarte clari. Cu toate astea, Adrian Crăciun a încercat, să vede că a cochetat puțin poate cu boxul, cu kickboxul, când eram el mai mic, prin clasa premergătoare. Nu știu, la 4-5 ani cred că a făcut ceva box-kickbox. Dar MMA-ul nu e box. MMA-ul nu e box. Răzvan și-a dorit mai mult, inimă mare. Clar. S-a dus peste el cu ploaie de lovituri și a dat seama că dacă mai stă puțin, îl prinde Adrian și îl trimite în lumea viselor. S-a dus peste el, l-a împachetat frumos, l-a nivelat la sol și a pus și pavele peste el, pavele, ca să zicem exact, așa, asta da? Vreau să zic. A pus pavele peste el. A pus pavele peste el. Îmi place că domnul Amato are și simțul umorului, așa e siropos în descriere. Ne-a povestit și despre domn doctor și iată că a ieșit și el învingător din meci. Avem de făcut o alegere, cred că, nu? În da, această seară. E o alegere destul de complicată, având în vedere că avem trei victorii, da? Adică avem trei câștigători. Dar pentru mine ultimele două meciuri au fost cele mai plăcute și cele mai interesante, ca să zic așa. Erau destul de echilibrate luptele, adică în sensul că au durat și mai mult un pic, iar ce să zic, amândouă s-a terminat cu ștrangulări. Eu zic că un meci între cei doi câștigători ar fi destul de interesant în deschiderea la RXF 20. Și eu zic la fel. Între cei doi strangulatori. Da, strangulatori. Să vedem care pe strangulatori. Cine strangulează. Eu, de exemplu, dacă l-aș alege pe Alex Mincu să meargă mai departe, nu are cum să lupte cu Donald, pentru că e diferența foarte mare de kilograme. Corect, 60 și un pic de kilograme cu 100, e cam mare diferența. Așa ar fi... Este mare. Dar cum din cauza categoriei? Adică am văzut amândoi au poate un pic de poveste. Adică meciurile au avut și un pic de, ultimul meci a avut din punctul meu de vedere și un pic de suspans. Felul în care a eschivat sau s-a plecat sau a fugit de lovitură Donald mi s-a părut foarte interesantă când s-a plecat și celălalt s-a plecat și a trecut pe deasupra. Exact. Eu zic că meciul dintre cei doi, eu cred că acesta a trebuit să fie făcut. Donald este și showman. Exact. Adică deci acum să vedem meciul între domn doctor și Donald. Da. Și vedem ce se întâmplă, domnul doctor, Pavele, Donald, vedem, este... Dacă îmi spui că este la medicină veterinară, plec acum din emisiune. Nu, e kinetoterapeut. E kinetoterapeut. Dacă era și la medicină veterinară, domn doctor, îl perpelea pe săracul Donald. Vreau să-mi permiteți, vă rog frumos, să-i dau legătura și colegii mele, Daniela Mireanu, pentru că mai are o surpriză pentru noi, un alt interviu. Daniela, ai legătura? Alături de mine în aceste momente se află o invitată care este pentru prima dată la o gală de lupte. Kinga, cum ți s-a părut gala din seara asta? Cum ți s-au părut meciuri? Sincer, nu m-am putea să fie o gală atât de wow, gen forță, incendiară, pot să zic. M-am așteptat. Sincer, m-am speriat. Când i-am văzut pe băieți așa în forță, s-a văzut pe ei că erau foarte pregătiți. Ai avut vreun favorit din ce ai văzut-o așa cât de cât? Am ținut cu echipa albastră. Toți îmbrăcați în albastră? În special cu Crăciun, dacă nu mă înșel. Ultimul? Da, da. Cum te-ai simțit tu dacă ai intrat într-o astfel de gală? Te-ai gândit dacă ți-ar plăcea să intri în cușcă?
Da, am și propus, sincer. Chiar îmi doresc să particip în gala de 21 februarie. Cu Bianca Mândru, din păcate m-a refuzat, dar am înțeles că fosta mea prietenă vrea să intre cu mine în gală. Spune-ne cine? Diana. Deci ești pregătită să dai bătaie dacă ți se oferă ocazia? Da, sunt pregătită. Perfect, îți mulțumesc, deci ți-a plăcut, da? Da, mi-a plăcut foarte mult. Dragi, cu siguranță să ne mai vedem, dragilor, nu plecăm nicăieri pentru că Alex... Alex este alături de mine. Haide, 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 cu credere, cu credere, cu credere, cu credere. Cum ți s-au părut meciurile? Păi, foarte frumoase, chiar surprinzător de plăcut și chiar s-au luptat foarte bine toți șase. Spectacol. Da, chiar a fost spectacol. Te așteptai să se termine atât de repede meciurile? Nu, mai ales primul meci mult prea repede. Primele secunde? Da, nu au rezistat două runde. Tu ești pregătit pentru gala din 21 februarie? Da, sunt foarte pregătit și mă pregătesc mult mai intens decât data trecută, mai ales pun bază mai mult pe rezistență, că n-am avut așa multe data trecută. Asta a fost punctul care te-a dezavantajat în meciul cu Zenoga? Da, ăsta a fost un punct foarte mare. Acum unde te pregătești? Acum, momentan, mă pregătesc tot unde am pregătit data trecută, dar vreau să merg și în altă parte, să fac mai multe chestii. Pregătit, emoții, nu știu, mai e puțin până... Emoții nu am, poate să mă cuprind atunci câteva, da, sunt normale. Îți mulțumesc tare mult, deci ți-a plăcut la gală, nu? Da, da, foarte fain. Să vedem dacă mai avem vreun invitat. OG este alături de noi, imediat că se pregătește, așa este cu vedetele, trebuie să se pregătească înainte să intre în interviu, mai ales că știm foarte bine, OG se va lupta în gală. Haide, haide alături de mine, îți făceam o prezentare așa frumoasă. Da, m-au auzit ceva, bună seara, bine m-am faci, cum ți s-au părut? Destul de bune, interactive, să spunem așa. Ultimul meci m-a surprins puțin. Băiatul în albastru avea o tehnică de brațe superioară, dar totuși, probabil emoțiile și starea în cușcă s-a dovedit letală, cumva. Deci vorbim de ghinion. Nu de ghinion neapărat, dar de lipsă de experiență. Ești pregătit pentru meciul tău? Mai e puțin. Sunt... mai avem ceva timp. Nu chiar atât de mult. 2 luni nu sunt chiar așa. Pentru o pregătire sunt destul de multe. Eu tocmai m-am întors de la Roma din prima etapă a campului. După primele 4 săptămâni am slăbit 8 kg și pe data de 3 mă voi întoarce la Roma pentru partea a doua a campului, unde o să răcăm mai mult cu intensitatea și cu antrenamentele. Care sunt calitățile care cred că te vor face câștigător în meciul din 21 februarie? În primul și în primul rând, tehnica de brațe. Eu vin din box. Cu siguranță experiența și faptul că știu să mențin calmul foarte bine sub presiune și în afară de asta, inima. Adevărat. Îți mulțumesc tare mult. N-aveți pentru ce. Baftă în 21 februarie. Mersi. Ne vedem acolo. Dragilor, cam aceștia au fost invitații din această seară, nume de seamă la gala Next Fighter. Ne vedem și data viitoare și nu uitați, 21 februarie 2023. Mulțumim, Daniela, să ne oferi cele mai bune știri la RXF, după cum ai obișnuit publicul, spectator, n-aș spune telespectator, decât dacă sunt în fața televizorilor și intră pe canalul nostru de YouTube, acolo unde îi așteptăm să se aboneze, să ne urmărească pe TikTok, pe Instagram, Facebook și să fie la zi cu toate noțiunile pe care trebuie să le învățați până la gala mare din 21 februarie 2023. Vreau să spun și celor din platou, după cum a zis și președintele domnul Amato, OG a susținut că a avut o tehnică mult mai bună Adrian, însă surprinzător, iată, meciul a fost pierdut de către acesta și câștigat de Donald. Vreau să mai completăm așa vis-a-vis de ultimul meci, domnul Amato. Da, eu de-abia aștept să văd meciul dintre doctor și vățuiu Donald. Să vedem dacă Donald fură stetoscopul sau doctorul întoarce ciocul la spate vățuiului. I-a promis o terapie, vă mărturisesc cu sinceritate, o kinetoterapie chiar la noi în emisiune, domn doctor lui adversarului său, el nefiind sigur că va câștiga, că va pierde acest meci, bineînțeles, și iată da. Că așa au stat lucrurile. Meciuri foarte frumoase, așa cum vorbeam și în pauză, agresive, niciunul n-a fugit de luptă, meciuri care ar putea oricând să facă deliciul publicului în orice gală. Corect. Ce să zic? Exact cum am și spus, adrenalina, faptul că își doresc să vină să lupte, a făcut ca să fie meciurile spectaculoase.
Iar cum zicem, zic asociații noștri și partenerii noștri de la Las Vegas, sky is no limit. Adică cerul nu este o limită în ceea ce noi putem face în acest domeniu și oameni care putem să-i aducem lângă noi și povești ce putem să le descoperim. Regulamentul i-a și avantajat puțin pentru că au avut reprize de 2 minute. Pentru următorul meci, 2 săptămâni notificarea că vor lupta. Adică pentru următorul meci va trebui să se pregătească puțin mai mult, pentru că vor avea regulament 3 reprize de 3 minute și va fi mult mai greu. Într-adevăr, au și mult timp până pe 21 februarie 2023. Deja se cam cunosc, deja cam știu fiecare cam ce aturi are celălalt, adică au avut ce vedea unul despre altul. Eu nu ți-am de dreptate totuși, pentru că de la 2 la 3, acel 1 înseamnă foarte mult pentru cei care se uită simți la televizor. Un minut, zice, da, domnule, ce-o fi, un minut în plus. Minutul ăla face întotdeauna diferența, adică cel de-al treilea minut din repriza de 3 este, de trebuie exemplu, să se pregătească. La meciul între Donald și Adrian Crăciun, dacă mai ținea un minut repriza, puteam să-l vedem pe Donald la podea și atunci schimba soarta meciului, putea să încheie meciul acolo, putea să se încheie lupta acolo, dar în a doua repriză, după un minut de pauză, Donald a revenit cu forțe proaspete și a arătat asta în cea de-a doua repriză. Abia aștept cum să văd mâine cum o să sară TikTok în aer cu aceste meciuri din Gala Next Fighter RXF. Dragilor, dați-mi voie să vă spun acum în încheierea acestei ediții de colecție, aș spune eu, Next Fighter RXF. Am concluzionat ce aveam de concluzionat. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră pe tot parcursul acestei seri. Aducem mulțumiri invitaților noștri și sponsorului principal Las Vegas și nu uitați că cu mine, respectiv preamăritul meu coleg Ionuț Atatilesei, ne vedem în fiecare zi de marți și joi de la 19:30. Și cu prea înalta mea colegă i-am găsit și eu prea înalta și prea micul. E prea înalta mea colegă Lavina Mihaela Târzeanu, marți și joi de la 19:30 la cea mai tare emisiune Fight Club. Domnul Amato, mulțumim pentru prezența noastră distinsă în emisiune, domnul Sebastian Vieru, cu toată stima și considerația pentru dumneavoastră, râdeți în viață pentru că și viața va râde cu dumneavoastră. O seară incendiară și mulțumim pentru că ne-ați urmărit și astăzi la Next Fighter RXF. Sponsorizat de LasVegas.ro.